Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de azi se numește Asigurarea populației cu lemn de foc. Observați cu toții că țara noastră trece printr-o criză energetică profundă, iar cetățenii trebuie să plătească sume foarte mari pentru a-și putea încălzi locuințele. În România există peste 3 milioane și jumătate de gospodării care se încălzesc folosind lemnul de foc. Suntem la sfârșitul lunii octombrie, iarna se apropie, temperaturile deja au scăzut, iar până în acest moment multe familii nu au reușit să se aprovizioneze cu lemn de foc, fie datorită prețului ridicat, fie datorită lipsei unei cantități suficiente de lemn pe piață. Măsura guvernului de a plafona prețul lemnului de foc la 400 de lei pe metru cub nu a produs și nu va produce o îmbunătățire a situației. Toți cei care au un minim spirit practic își pot da seama de acest lucru. Cei care locuiesc în mediul rural, cu siguranță cunosc faptul că există o mare cantitate de material lemnos pretabil pentru a putea fi folosit ca lemn de foc în păduri și în fânețe împădurite. Atunci când copacii cresc, crengile de jos care nu mai ajung la lumină se usucă și cad, alte crengi tinere luându-le locul mai la vârf. Este un proces normal de creștere a copacilor și a pădurilor. Aceste crengi uscate nu pot fi adunate de către populație. Deși până în anul 2010 acest lucru se făcea în mod firesc, acum adunarea și transportul de crengi uscate reprezintă o infracțiune. Materialul lemnos neutilizat constă, în afară de crengi uscate, în vârful de copaci, restul de exploatare, buturugi, zoburi și altele. Acestea se regăsesc, în general, pe suprafețele parchetelor exploatate legal, în lungul drumurilor forestiere sau de tractor, precum și în șanțurile drumurilor, ori în păraie. Neglijența cu privire la acest material lemnos nevalorificat duce frecvent, din cauza ploilor torențiale, la înfundarea podețelor, blocarea albiilor pâraielor și distrugerea pe anumite porțiuni a drumurilor. Materialul lemnos cu diametru mai mic de 4 cm reprezintă circa 10% din cantitatea de lemn exploatabil. În țara noastră se exploatează anual aproximativ 28 de milioane de metri cubi, din care 2.800.000 de metri cubi reprezintă crengile cu diametru mai mic de 4 cm, care rămân nevalorificate și putrezesc în pădure. Având în vedere cele menționate mai sus, vă propun următoarele măsuri practice. 1. Efectuarea în regim de urgență a unor modificări legislative la nivel de hotărâre de guvern sau ordin de ministru, care să permită ocoalelor silvice să emită documente de proveniență a materialului lemnos pentru aplicația SUMAL 2, pentru lemn de foc de foioase și rășinoase, categoria grămăzi crăci. 2. Ocoalele silvice Rom-Silva și cele private trebuie să acorde prioritate absolută activității de marcare și întocmire a documentelor de transport în proprietățile particulare ale proprietarilor de fond forestier și de fânețe împădurite, astfel încât cetățenii să se poată aproviziona cu lemn de foc în timp util. 3. Pe termen mediu propun modificarea prevederilor codului silvic, care să permită folosirea de către populație în mod legal a acestei categorii de lemn de foc, așa cum a fost până în anul 2010. Un alt avantaj al acestei propuneri este păstrarea pădurilor și a zonelor limitrofe curate și ordonate, fără resturi de material lemnos. Cetățenii trebuie să aibă acces rapid la această cantitate imensă de foc foarte ieftină, care putrezește degeaba în pădure. Vă mulțumesc, deputat AUR de Brașov, Dumitru Flucuș. Vă mulțumim.